Hai, ce mă bucur să fiu aici. Mă, aici acum că sunt în Moldova, vreau să vă întreb o chestie, dar vreau să vă întreb sincer. Eu, voi ați fost încurajați când erați mici să vă urmați visele sau chestii? Nu, nu? E cineva care a primit încurajări sau... Nimeni, nu? Suntem în Moldova. Aici bătaie și alcool. Asta îmi place, mă, să vin la mine acasă. Da, e serios, eu sunt la vreo 50 km de aici, de lângă Roma, adică pana mea. La fel din nespălat. Adică bine, eu am plecat de la Roman, știi, ca să mă duc la București să mă spăl. Pula, n-am apă. Și de acolo nici nu plouă niciodată să mă fut. Dar n-am fost încurajat să fac chestii când eram mic, pentru că așa funcționează. Asta a fost toată generația, niciodată nu primești încurajări. Tot timpul era chestia asta. Erai copil și aveai... Eu am crescut în felul ăsta. Ai trei stâlpi după care ți-ai informații și chestia asta. Acasă, școala și biserica. Și era fain la toate. Pentru că măta zice că ești prost. Biserica spune că ești vinovat. Școala spune că nu ești suficient de bun. Așa am crescut eu. Maica mea tot timpul era, ești prost, ești prost, ești prost. Acum, într-adevăr... Avea un pic dreptate. Dar puteam măcar să fii mai finuță. Eram odată să dau foc la casă. Prostule, rai, dai foc la casă! Bă, puteam măcar să mă laude pentru ingeniozitate. Că am fost singurul copil din satul ăla care era să dea foc la casă fără brichet sau chibrit. Bă, eram să dau foc la casă cu pietre. Voi știți ce greu-i? Puteam zic că prostule, dar bravo, mă! Bă, tu ai talent. Poate la un moment dat lucrezi pe Discovery. Și tot timpul spunea, ești prost că nu știi să-ți faci singur tema. Femeii sunt clasa a doua. Sunt niște linii pe un caiet pe care nu le înțeleg. Nu înțeleg ce sens au liniile astea. Trebuie să-mi explici cum funcționează liniile astea. Eu am să le înțeleg și după aia pot să-mi fac singur tema, dar acum nu înțeleg. Și ea spunea, nu înțelegi? Nu. Știi de ce? Tu ești prost, exact. Erai prost când nu înțelegeai și nu înțelegeai că erai prost. Era așa un cerc vicios, scapă de el. Și după ce mi se spunea că sunt prost, eram trimis la biserică. Unde la biserică era cel mai mișto, pentru că cum ajungeam acolo, era un gagiu îmbrăcat în fustă, care se uita la mine și spunea, tu ești vinovat. De ce? Pentru că din cauza ta a murit Iisus. Eu m-am născut acum 9 ani și el a murit acum 2000. Și credeam că eu sunt prost la matematică. Nu contează, tu, din cauza ta au murit pentru că tu ai păcate. Ce păcate are un copil în clasa a doua? Să merită altul să moară pentru ei, să-mi toți la cap? Dar orice discuție aveai cu preotul, tot timpul concluzia era aceeași. Bine, părinte, am păcate, ce fac ca să nu mai fiu păcătos? Ei, simplu, dai niște bani la biserică. Da. Și am crescut cu o vinovăție de-a lungul copilăriei, pentru că mergeam într-un loc unde mi se spunea constant că sunt vinovat. Asta e, cumva te-ai născut vinovat pentru că cineva la un moment dat a mâncat un măr. Pula mea. Hai, de la mieră, de dispul la toți. Asta e. Eu știam că doar dai în diarii, dai mai rău. În fine. Și m-am, tot timpul am știut că-s vinovat, pentru că așa mi se spunea. Și până la adolescență, când la adolescență, vina asta a crescut mult mai mult. Pentru că atunci când ești copil, faci păcat de copil. La adolescență, faci păcat de oameni mari. La adolescență am dat de labă, asta încerc să vă povestesc. Bă, și mă simțeam așa de vinovat după ce o făceam. Dar o făceam. Ai 16 ani, ești plin de hormon, normal că trebuie să scoți cumva căcatul ăla din tine. Mergeai pe stat, vedeai unde colteu, te erai... Fugeai până acasă, trăgeai o leacă din puțulic și după aia era... Și după aia venea vinovăția. Aoleu, trebuie să mă duc să mă spovedesc. Mergeai să spovedești, te-ai părinte, am... Mă ia mâțu, am întins guma, am frecat acadeaua, nu știu, m-am masturbat. Auzi, ce ai făcut, fiule? Te-ai masturbat? Nu te masturba ca ai să orbești. Ați auzit cel puțin o dată căcatul ăsta, nu? Cel mai cunoscut mit, nu te masturba ca ai să orbești, masturbarea duce la orbire. Dar într-un singur fel duce la orbire, dacă ești proș, îți dai în ochi. Eram atât de sigur că după fiecare labă mi se zbătea ochii, eram... Gata, nu mai văd. Altul mi-a zis, nu te masturba ca ai să iei sifilis. De unde? Chiar mă uitam, uite, bă, aici e linia vieții. Eu cred că lângă linia sifilisului, dar seama că... Cred că dacă îți dau o palmă la curie, ești tu sifilis, nu? Așa se ia. Bați palmă și ai luat sifilis, nu?
Altul nu te masturba ca să devii potent, ceea ce e foarte ironic, că masturbarea ajută la potență. Dacă ții o mașină de 10 ani în garaj, ruginești. Să pornești, mai dai ok, mai freci o bujie, mai... Muncă de mentenanță, vă învăț lucruri, nu... Și cea mai tare din toate era nu te masturba ca să arzi în iar. Pentru că da, asta face, Doamne, Doamne, mănâncă semințe și alte copii care se masturbează, ce să facă el? Poți să faci chestii mult mai rele cu viața ta, poți dai în cap, poți virus, poți omori, dar dacă te-ai masturbat, ai venit pula. Asta e. Abia așteaptă, a, lăbuță, șt, eu mi-l imaginez pe Hitler la judecata de apoi, vrea să intre la rai, tu cine ești, mă, Hitler, ce ai făcut? Am omorât niște mulți oameni. Câți? Vreo 6 milioane. Aha. Dar te-ai masturbat? Nu, a, păi ok, poți să intri. Nu, dar făceam să ieși copii mici. A, ok, ești preot, hai, intră. S-a dus rău, a? Da. E ok, 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 ajungeți și voi în iad cu mine, ok. Și mai, după aia, după ce mi se spunea că sunt vinovat la biserică, eu eram trimis la școală. Unde la școală mi se spunea că nu sunt suficient de bun, pentru că era tot timpul sistemul ăla de notarii. Și erai comparat cu alții. Eu eram din 6, 7, poate, câteodată, pentru că mai știam să argumentez o chestie la română, mai plăcea istoria, făceam sport la 10, eram acolo. Dar, bă, la matematică, care era cea mai importantă materie, mă fut în ea. Bă, dar era așa genul, nu știu, ori nu știa la să explici, ori eram eu prea prost, ceea ce e foarte posibil. Bă, dar era genul de materie în care dacă pierdeai o lecție, prin clasa a 5-a, nu mai înțelegeai restul matematicii. Nu mai avea sens. Deci, efectiv, am răcit în clasa a 5-a două zile și tot să fie pulul viitorul. Și eram tot timpul, e, dumneavoastră, ai luat, ești de 6, nu ești cel mai prost din clasă, e ok. Dar ești mai deștept ca asta de 5 și de 4, dar ești mai prost ca asta de 7, ca asta de 8, ca asta de 9. Mihai era de 10, fut-o în gură, bă. Bă, l-am urât pe Mihai din toată inima, eu și toți ceilalți proști din clasă. Pentru că după ce îl pupau toți profesorii în cur, mai venea și el cu aroganță. Am luat 10. Tu cât ai luat? Ai luat 5? Deci, practic, eu sunt de două ori mai deștept ca tine. Ba nu, practic, tu ești de ori mai prost ca mine. Practic, îmi bat pula în mâna, asta vreau să-i zic. Dar n-am zis-o și acum încă o țin în mine. Și acum mă mai întâlnesc din când în când cu Mihai. Zic, ei, Mihai, îți amintești când la 10 la matematică? Da, ei, n-ați putut-te în gură că acum lucrezi în supermarket. Ți-o plăcut la școală, nu? Ai luat 10 pilinii la liceu? Acum e 10 pilini la Kauflan. Oameni dragi, ăsta a fost spectacolul. Vă mulțumim din toată inima. Încă o dată, vă rog, hai să-l aplaudăm din Bogdan Ioni, care pot legea pentru voi. Aplauze încă o dată pentru Anicia Gaston. Eu am fost Sergei, dacă eu am fost extraordinar, mulțumim din toată inima. Seară frumoasă!